Aproximativ 10 susținători ai organizației internaționale PETA, dintre care 3 din străinătate, au protestat astăzi în Piața Unirii împotriva uciderii animalelor pentru blană. Acțiunea face parte dintr-o campanie internațională care se desfășoară în această perioadă. Numărul protestatarilor la asemenea evenimente este la fel de mic și în alte orașe din Europa. Avem alternative la haine și orice alte produse și nu este nevoie să alegem unele care provoacă suferința animalelor. I'm here to protest against fur and because a lot of animals have to suffer cruelty and cannot exhibit their or cannot show their natural behavior. Okay, where are you from and what are you doing in Cluj-Napoca? I'm from Germany. And I'm protesting here to support the local movement. Dacă își cunosc foarte bine propria cauză, protestatarii din Cluj nu sunt însă la curent cu alte probleme stringente din oraș. Despre problema levigatului de la Pata Rât, ai auzit? Da, dar nu știu foarte multe. Trecătorii au avut păreri diferite vis-a-vis de acțiunea din Piața Unirii. Dacă îi ne interesează sau oamenii, copiii bolnavi. Sunteți de acord cu mesajul lor? În mare parte, da. Ești de acord cu protestul lor? Da, da. Sunt alte metode, am evoluat foarte tare, sunt alte metode prin care protesta pentru, mai ales pentru produsele cosmetice și pentru toate astea. Mâine, un astfel de protest este organizat în București, dar și în alte orașe ale Europei. Proteste similare, precum cel de astăzi din Piața Unirii, au mai avut loc și în alte orașe din Europa. De exemplu, ieri au ieșit în stradă susținătorii PETA din Budapesta, iar mâine urmează cei din Sofia. Nici protestatarii de astăzi și nici trecătorii nu sunt la curent cu problemele din oraș. Tu ai auzit despre problema levigatului de la Pata Râd? Nu, nu, chiar nu. Despre condițiile din spitale, știi ceva? Eu am fost internată în Cluj, eu nu sunt din Cluj, sunt din Hunedoara, dar condițiile de aici sunt mult, mult mai bune față de cele de la mine din oraș. Ați auzit despre levigatul de la Patar? Nu, nu, nu. Până acum, în Cluj-Napoca, niciun protest nu a fost organizat pentru rezolvarea unor probleme locale.